Televizorul rămâne în continuare principala sursă de informare în țara noastră, iar legătura dintre acest dispozitiv și om a devenit indispensabilă. Deși tot mai multe persoane încearcă să se implice în alte activități care nu includ privitul la televizor, acesta este nelipsit din casa fiecărui cetățean. Vizionarea TV a devenit ca un refugiu al omului modern după o zi epuizantă de muncă. Cei mai mulți dintre noi ajungem acasă, iar primul lucru pe care îl facem este să aprindem televizorul. Informațiile transmise prin acest dispozitiv ne pot influența indirect sau chiar ne pot afecta starea de spirit. Televizorul ne minte cel mai mult. În tot timpul ăștia ne mint cu televizoare. N-ați văzut că în ultimul timp am ajuns de nu mai știm de capul nostru. Ne dăm în capul unii pe alții din cauza televizorului. Ce să fie televizor? Mai bine de n-ar fi nimic. Cât de mult petreceți în fața televizorului? Nu prea mult. Mă uit doar la știri. În rest, fac altceva. Consider că mă și plictisesc dacă privesc în continuu așa și obosesc puțin. Dacă mă uit la televizor, nu prea e bine să te uiți mult la televizor, la calculator, la laptopuri, la chestii din ăștia electronice. Nu mă afectează, nici nu prea îl folosesc. În fiecare seară, milioane de oameni din întreaga lume stau în fața televizoarelor. Pentru mulți dintre noi, televiziunea a devenit principala sursă de divertisment. Fiind un dispozitiv care a devenit indispensabil, nu trebuie lăsat să ne afecteze stilul de viață sau starea de spirit. Nu mă afectează. Eu sunt interesat să mă uit la televizor, fiindcă nu mă afectează starea, nu mi-afectează starea de spirit. Starea de spirit mi-o fac singur. Îmi iau eu ce e bine de acolo și ce nu. Televiziunea a fost inventată în 1935, iar după o perioadă scurtă de timp a început să fie foarte populară. În prezent, televizorul este nelipsit în cele mai multe case din întreaga lume.